Biserica Nașterea Maicii Domnului din Suceava și Fundația In Memoriam vor organiza pe 16 august un moment de rugăciune și pioasă aducere aminte prilejuit de praznicul Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la martirajul acestora, drept pentru care Biserica Ortodoxă Română a hotărât ca 2014 să fie declarat anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Evenimentul de la Suceava începe la ora 11. Și l-are ca invitat pe istoricul dr. Victorița Batariuc. Sunt așteptat să participe toți sucevenii, după cum ne-a spus preotul Viorel Vârlan, paroh al Bisericii Nașterea Maicii Domnului din Suceava. Sfinții Brâncoveni sunt cinstiți de noi, un grup statuar fiind situat chiar în partea de apus a bisericii. Ei sunt emblema perenă a jertfei neamului nostru, înveșmântată în sfințenie, alături de toți martirii neamului nostru care s-au sacrificat pentru dăinuirea noastră ca națiune creștin-ortodoxă. Invităm cu mare drag pe toți cei care doresc să fie aproape de noi, să participe la acest moment excepțional care le va fi oferit din inimă. Sfântul martir și binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu a fost domn al țării românești între anii 1688 și 1714. În timpul cât a domnit, țara românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale. În 1714, pe 15 august, a fost martirizat de către turci la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul său, Ianache Văcărescu. Cu toții sunt prăznuiți pe 16 august sub numele de Sfinții Martiri Brâncoveni.